Tema episodului de astăzi este sociologia și vreau să privim spre această temă dintr-o anumită concepție, dintr-o anumită perspectivă, aceea a creștinismului. Este adevărat că suntem împresurați de comunicare. Există o inflație comunicațională, există un verbiaj, o vibrație permanentă dinspre media spre noi. Suntem copleșiți de o masă de informație care ne pune la grea încercare discernământul nostru critic. Avem nevoie să separăm, să extragem lucrurile care sunt cu adevărat importante. Lucruri care ne privesc în mod personal și ne pot modela percepția asupra lumii și conduita noastră zilnică. Haideți să vedem ce este aceea o concepție despre lume și viață, fiindcă trebuie să înțelegem cu ce lucrăm, nu doar acum, ci în fiecare zi. O concepție despre lume și viață poate să arate precum o pereche de ochelari. În funcție de dioptrii, acestea pot să ne ajute sau pot să ne încurce. Astfel, o concepție despre lume și viață poate să ofere o imagine distorsionată a realității. Iar noi nici să nu ne dăm seama, fiindcă, într-o oarecare măsură, aceasta reprezintă o lentilă intelectuală prin care privim viața. O concepție despre lume și viață poate să fie, de asemenea, precum un filtru, nu cel de pe Instagram, celul care filtrează impuritățile. Și cu cât filtrul este mai dens, cu atât putem să filtrăm mai bine lucrurile. Însă, dacă filtrul este slab, toate gunoaiele o să treacă și o să intre în capul nostru. Privind spre această știință din prisma creștină, care se fundamentează pe învățătura biblică, vom porni de la un verset pe care îl consider destul de cuprinzător pentru această temă dezbătută. Geneza, capitolul 2, versetul 24. Este scris că de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Avem înaintea noastră geneza, începutul familiei, respectiv al societății. Toți sociologii recunosc existența unor instituții sociale ca familia, biserica și statul. Ok, dar dacă toți recunosc existența acestor instituții, de ce trebuie să ne mai punem întrebări, să mai observăm perspective? De vreme ce toți recunosc existența lor, fiecare perspectivă are o părere diferită cu privire la originea, autoritatea și scopul acestor instituții. De asemenea, și la modul cum acestea se raportează la individ. Diferențele rezultă din concepțiile lor despre lume și viață. La concepția creștină despre lume și viață susține că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său. Dar avem și alte perspective, precum cea ateistă, care susține că omul este un animal care evoluează. Aceste concepții ateiste predomină printre sociologii moderni, care cred că Dumnezeu, Adam și Eva, sanctitatea familiei sunt mituri preștiințifice. Însă, din această concepție despre lume și viață decurg multe probleme și eșecuri ale societății, precum perversiuni sexuale, avort, criminalitate și altele. Sociologia creștină susține că individul dispune de voință liberă și că el este responsabil. Între sociologia creștină și cea ateistă există o diferență fundamentală. Abordarea ateistă pretinde că societatea este cea care determină conștiința și acțiunile noastre. Creștinismul susține că omul este liber să aleagă între bine și rău, modelând prin acest proces societatea și nu invers. Creștinismul ne conferă controlul asupra societății în care trăim, dar, de asemenea, ne face răspunzător și responsabil pentru alegerile pe care le facem. Căderea în păcat a lui Adam și Eva demonstrează nu numai că suntem responsabili pentru faptele noastre, ci și faptul că suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Sociologia creștină încearcă să înțeleagă societatea în lumina voinței libere și a consecințelor alegerii noastre proprii de a ne depărta de Dumnezeu. Căderea în păcat a făcut ca societatea să fie marcată de alienare și imperfecțiune. Nu credeți că omul este decăzut, că este imperfect? Să vă dau câteva exemple istorice despre imperfecțiunea noastră. Jean-Jacques Rousseau, care i-a dus pe toți cei 5 copii ai săi la orfelinat. Împăratul roman Nero, care a luminat Roma cu torțe vii prin arderea creștinilor. Hitler, Stalin, Ceaușescu și mulți alții. Istoria laturii întunecate a omenirii umple volume întregi. O istorie mai degrabă a degenerării și a involuției decât a evoluției.
sociologii care înțeleg această îndepărtare față de Dumnezeu datorită păcatului interpretează realitatea într-un mod diferit față de cei care cred că omul este bun de la origine, doar că a fost corupt de societatea în care trăiește. Sociologia creștină nu are însă o concepție pesimistă despre societate, chiar dacă se pare că totdeauna face numai alegeri greșite sau luăm decizii greșite. Concepția creștină este însă una optimistă. De ce? Fiindcă acceptă faptul că Dumnezeu ne oferă iubirea sa în pofida greșelilor și erorilor noastre. Libertatea și responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu ne conferă mult mai multă demnitate și semnificație în comparație cu ceea ce ne conferă concepțiile deterministe. Francis Schaeffer spune că noi nu suntem o rotiță dintr-o mașinărie, nici o piesă de teatru. Noi chiar putem influența istoria. Din punct de vedere biblic, suntem pierduți, dar importanți. Creștini precum au fost William Carey și William Wilberforce au fost capabili să schimbe societatea și istoria punând capăt comerțului cu slavi. Concepția creștină despre lume și viață privește fiecare persoană ca având valoare și fiind în stare să aducă o contribuție societății. Noi am fost creați ființe sociale și recunoaștem rolul pe care îl joacă societatea în istorie. De asemenea, noi am fost concepuți ca ființe relaționale. Omul a fost creat să locuiască cu alte ființe, să relaționeze cu alți oameni. Știți, cea mai cruntă pedeapsă care putea fi dată unui deținut care se afla într-una dintre cele mai bine păzite închisori din lume, cea din Alcatraz, era să-l izoleze într-un beci, fără nicio persoană și fără lumină. O pedeapsă atât de dură încât a fost interzisă. Privind la instituțiile existente, sociologia creștină afirmă că acestea, familia, biserica și statul au fost rânduite de Dumnezeu. Astfel, îl regăsim pe Dietrich Bonhoeffer afirmând că nu există niciun aspect al societății ce s-ar putea situa în afara domeniului creștinismului. La familia a fost rânduită de Dumnezeu, fiind o instituție socială fundamentală. Biblia definește strict familia și rolul ei în societate. James Dobrin și Gary Bauer, doi sociologi care au adus o contribuție semnificativă sociologiei moderne, au afirmat că o familie există doar atunci când soțul și soția sunt căsătoriți legal, sunt dedicați unul altuia pe viață și aderă la valorile tradiționale pe care se bazează familia. O afirmație extrem de radicală pentru zilele noastre, nu? George Gilder, cât și mulți alți sociologi creștini, crede că condiția căsniciei și a familiei într-o societate descrie condiția întregii societăți. Atunci când familia are probleme, societatea are probleme. Atunci când familia își pierde identitatea, societatea își pierde identitatea. Dacă privim spre familie din perspectiva creștină, înțelegem că familia este un mediu care încurajează creșterea mentală, spirituală, socială și fizică. Da? Sociologia creștină prețuiește atât indivizii cât și instituțiile sociale. Ca indivizi avem libertatea de a face alegeri, însă suntem răspunzători față de alegerile făcute. Societatea este una decăzută și imperfectă, fiindcă este formată din oameni, iar oamenii sunt ființe decăzute și imperfecte. Atunci când omul a păcătuit în grădina Eden, Dumnezeu a făcut din întreaga creație o manifestare vizibilă a ororilor păcatului. Boli, virus, degenerare, dezastre naturale, toate acestea fac parte din acest tablou al lumii secat de culori și impregnat de păcat. Iar acest adevăr este unul universal pe care Biblia îl afirmă. În Roman 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, sau Romani, capitolul 1, versetul 21-23, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, l-au proslăvit ca Dumnezeu. Nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți. Și-au nebunit și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Păsări dobitoace cu patru picioare și tărătoare. Singura cale prin care omul poate să fie răscumpărat este prin credința în lucrarea lui Hristos. Iisus Hristos a părăsit cerul și a venit pe pământ, în trup ca noi, ca să trăiască viața pe care noi nu am fi putut-o trăi, să moară și să plătească plata pe care noi nu puteam să o plătim. Iar această veste nu se oprește la mormânt. Cel a înviat, învingând astfel moartea pe deplin și să învie pentru ca noi, atunci când înfruntăm moartea, pentru noi să nu fie finalul, ci El să ne ia ca să fim cu El pentru totdeauna.
Iar de această veste bună poți beneficia doar dacă accepți calea pe care însăși Evanghelia o prezintă. Cea din Romani 10, versetul 9, îi spune: dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Vrei să ai o contribuție în această lume? Pocăiește-te și trăiește pentru Hristos, iar această viață trăită pentru Hristos se va vedea prin acțiunile și perspectivele eterne care se vor revărsa spre cei din jur, spre societatea care zace în păcat. Acesta este adevărul, pur și simplu.